Bună, eu sunt Valentina, iar în videoul de astăzi vom vorbi despre tatuajele mele. Înainte de toate, v-aș ruga să dați un like acestui video, să vă abonați, bineînțeles, dacă nu ați făcut-o deja și să nu uitați să apăsați pe clopoțel pentru a primi de fiecare dată notificare atunci când eu postez. Bun, gata cu introducerea, haideți să vă vorbesc despre tatuajele mele. Primul tatuaj este o coroană, haideți să vă arăt. Este o coroană de prințesă pentru că și eu sunt o mică prințesă. Acest tatuaj mi l-am făcut la vârsta de 18 ani, l-am făcut de la o cunoștință acasă și dacă voi doriți să vă faceți un tatuaj, cel mai bine este să mergeți la un salon. Cât despre durere, ce pot să vă spun, la început doare, dar după nu mai simțiți atât de tare durerea pentru că practic îți amorțește acea zonă. Dacă ar fi să fac o comparație, e fix ca o pișcătură de albină continuă. Acum probabil mulți dintre voi vă întrebați de ce am ales o coroană. După cum am mai spus, pentru că sunt o prințesă și pentru că mă reprezintă în totalitate, o coroană reprezintă putere, un om curajos, un caracter puternic. Pot să zic că eu mă regăsesc în toate aceste lucruri, pur și simplu mă reprezintă, așa am considerat eu și mi l-am făcut. Dacă aș da timpul înapoi, singura chestie pe care aș schimba-o este să mi-l fac la un salon, dar tot o coroană mi-aș face, nu aș alege altceva. Am întâlnit și oameni care mi-au spus că acest tatuaj este un tatuaj cocalat, pentru că e chestia aia cu king, queen, cuplu, tricouri, chestii și toate cele, dar practic nu are nicio legătură. Oricum, părerea lumii nu prea mă interesează, pentru că orice ai face nu poți să-i mulțumești niciodată, fie că faci bine, fie că faci rău, nu o să-i mulțumești niciodată, deci părerea lumii e mai puțin importantă pentru mine. Trecând peste aceste detalii, mi-a plăcut, mă reprezintă și am mers să mi-l fac. Bun, cred că aici e partea cea mai comică. Atunci când au aflat părinții mei, bineînțeles, la început niciunul dintre ei nu au știut că eu vreau să îmi fac un tatuaj. Eu mai am rude cu tatuaje și poate mai spuneam și eu pe aici pe acasă în glumă sau nu, că mi-aș dori și eu să îmi fac un tatuaj. Acum haideți să vă spun cum au aflat. După ce mi-am făcut tatuajul, am venit acasă și am găsit-o pe mama fix în camera mea, mi-aduc aminte foarte bine momentul și spun pur și simplu direct, pentru că sunt o persoană directă, mama, mi-am făcut tatuaj. Și reacția ei a fost: ce? Ești nebună? Cum să-ți faci tatuaj? Ce spune taică tu? Și îi spun, da, mi-a făcut tatuaj, uite, și îmi dau eu părul și îi arăt, aveam aici tatuajul proaspăt făcut, dat cu un pic de cremă și pusă o folie, pentru că așa se pune la început. Și oricum a rămas șocată pentru moment, i-a plăcut, nu a zis nu, chiar i-a plăcut, ba chiar vrea și ea unul. Dar era acea tensiune că ce o să spună tatăl meu, pentru că tații întotdeauna sunt un pic mai duri, să zic așa. Partea bună era că tatăl meu era în acea perioadă în Italia și zic, până vine el, găsesc eu o scuză bună sau văd de ce îi spun. Într-un final a venit și tatăl meu, nu mai țin minte exact, după 2 sau 3 luni. Eu nu îndrăzneam să îl arăt, tot timpul mă acopeream, țineam părul pe spate, nu mi-l mai prindeam în coadă deloc, chiar dacă era cald. Nu mai purtam bluze decupate la spate sau chestii de genul, încercam să-l acopăr cât mai tare, să-l ascund cât mai mult. Până într-o zi când ai mei erau la masă și mama se trezește și ea deodată vorbind, spunând: știi că fata ta și-a făcut tatuaj? Eu fiind în camera alăturată, normal i-am auzit. Acum zic, Valentina, ai pus o mamă, nu te mai scoate nici nimeni. El era foarte uimit și spune, da, și-a făcut tatuaj cum, când, unde? Spune, da, și-a făcut tatuaj când tu erai în Italia și nu mi-a spus nici mie, uite așa, uite așa, bla, bla. Îi spune toată chestia cap-coadă. M-a chemat, i l-am arătat, a uitat la mine, pur și simplu nu a spus nimic. După eu am plecat, am dat bir cu fugiții pentru că nu vroiam să stau prea mult în fața lui. Evitam oarecum. Dar după s-a obișnuit și el cu ideea. E bine că totul a decurs cu bine până la sfârșit și nu s-a supărat atât de tare. Poate pe moment s-a supărat, dar nu mi-a arătat. Nu a discutat foarte mult și omul când tace este o chestie acolo care îl deranjează mult și preferă să tacă decât să spună vreo prostie. Așa fac și eu uneori. Al doilea tatuaj este acesta. Și este un scris. Acest tatuaj a fost dragoste la prima vedere. Nu mai știu exact unde l-am văzut, pe ce site, nu știu exact unde l-am văzut, dar a fost dragoste la prima vedere și pot să zic că nu mi l-am făcut doar pentru că mi-a plăcut, pur și simplu mă reprezintă și acesta face parte din mine, pot să zic așa. Este un scris în engleză, scrie iubește-mă pentru ceea ce sunt, love me for who I am.
Și, nu știu, mi-a plăcut super, super mult, am fost foarte entuziasmată, eram sigură că vreau să mi-l fac, foarte sigură, 101% sigură că vreau să mi-l fac. Și acest tatuaj mi l-am făcut tot de la o cunoștință, nu m-am lecuit, să zic așa, și tot de la cineva acasă. Acesta a durut un pic mai mult, a pișcat mai mult, să zic așa, dacă tot am comparat cu o pișcătură. E o zonă în care pielea este mai subțire aici, m-a durut un pic mai tare. Acesta mi l-am făcut pe data de 19.03.2016, acum 2 ani și jumătate. De ce am ales acest crist? Pentru că mi-a plăcut foarte mult, pentru că mă reprezintă. Tatuajul acesta este un mesaj pentru toți cei care intră în viața mea, fie cu bocancii sau fie frumos. Înțelegeți voi ce am vrut să zic? Este un mesaj pentru toți cei care intră în viața mea, să mă iubească fix așa cum sunt, cu calități și defecte, ca orice om. Nu sunt perfectă, nu am susținut niciodată acest lucru și pur și simplu să mă ia fix așa cum sunt. Nu știu, cum sunt eu din cap până în picioare, fizic, psihic și caracter și tot ce vreți voi. Pentru că noi nu trebuie să demonstrăm nimic nimănui. Asta am învățat în timp. Am învățat că nu trebuie să demonstrezi nimănui nimic și cine te iubește, te iubește fix așa cum ești. Bun, cam astea sunt tatuajele mele. Am două la număr. Dacă o să mai fac, cu siguranță o să vi le arăt. O să-mi aleg tot așa ceva care mă reprezintă. Nu o să-mi fac ceva doar de dragul de a face și doar de dragul de a avea tatuaje. Dacă vreau să fac ceva de dragul de a avea tatuaje, îmi comand după net niște tatuaje și mi le lipesc și aia e. Sper că nu v-am plictisit. Sper că v-a plăcut povestea tatuajelor mele. Eu le iubesc super mult, îmi doresc din tot sufletul să merg la București și să mi le mai bat odată, pentru că și-au schimbat culoarea, nu mai sunt negre și mie îmi plac când sunt atunci proaspăt făcute. Ok, cam atât și cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share pe Facebook, să vadă și prietenii voștri dacă cumva au pierdut notificarea printre alte notificări. Nu uitați să vă abonați, bineînțeles, să apăsați acolo pe clopoțel pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez. Eu încerc să postez săptămânal, încerc să mă țin de cuvânt și să postez măcar o dată pe săptămână. Când o să am mai multe idei și mai mult timp liber, o să postez de două ori pe săptămână, cum am mai postat de altfel. În descriere aveți conturile mele de Facebook și de Instagram, puteți să mergeți și acolo să-mi dați un follow, bineînțeles, dacă doriți să faceți toate lucrurile acestea, dacă nu doriți, nu faceți, e strict alegerea voastră. Noi ne revedem data viitoare cu un nou video, până atunci sunteți pupați și aveți grijă de voi. Love you!